Aproape 17.000 de fermieri din județ au depus cereri pentru obținerea plății unice pe suprafață la APIA Hunedoara. Până în 15 octombrie se fac verificările dosarelor, iar imediat după aceea va începe plata avansurilor. Reprezentanții APIA Hunedoara speră că un număr cât mai mare de fermieri din județ să beneficieze de această subvenție. Suprafața de teren pentru care s-au făcut cereri unice de plată fiind de aproape 135.000 de hectare. APIA se pregătește pentru plata avansului pentru cererea unică pentru campania 2021. Până la data de 15 octombrie trebuie să avem finalizate toate controlele administrative și controlele pe teren și urmează în cel mai scurt timp, după data de 15 octombrie, să intrăm la plată cu fermierii la o plată în avans care constă între 70 și 80% din valoarea subvenției. În campania 2021 au depus cerere 16.794 de cereri cu o suprafață de 134.000 de hectare. Sperăm ca toți fermierii să fie eligibili în urma controlelor, atât administrative cât și pe teren, să fie eligibili pentru plată, pentru că ne dorim ca banii să ajungă la fermieri. Perioada de acordare a avansului pentru plata unică pe suprafață este cuprinsă între 18 octombrie și 30 noiembrie 2021, începând cu data de 1 decembrie acestui an și până în data de 30 iunie 2022, se vor face plățile pentru diferențele rămase neachitate. Prin schema unică de plată, fermierii primesc peste 95 de euro pe hectar, iar valoarea avansului este de aproximativ 67 de euro pe hectar. În aceleași perioade menționate se vor face plăți și pentru înverzire și tineri fermieri, dar și pentru sprijinul cu plată zootehnic, de care vor beneficia doar crescătorii de ovine și caprine. Sumele se achită fermierilor eligibili în moneda națională la cursul de referință aferent datei de 30 septembrie 2021, un euro fiind cotat atunci la 4,94 de lei.